toată dinții drept pe față de temut. Este o calitate aceasta de arhitect pe care o veți regăsi inclusiv în această carte, în acest album carte, în acest extraordinar de frumos obiect care a fost construit de domnul Liviu Ciulei cu migala și cu dragostea cu care își construiește spectacolele. Spuneam de fascinația pe care am trăit-o studenți fiind, și aici mai am colegi, văzând ca studenți spectacolele de început de carieră fulminantă pe care ați avut-o. Vorbesc acum de cum vă place principal și de opera de trei parale, spectacolul pe care vedeam studenți fiind și visând cu toții să ajungem într-o zi la teatrul. Vreau să mulțumesc dumneavoastră că ați venit la această deschidere de carte și trebuie să încep prin a mulțumi celor care m-au ajutat să fac această carte. În primul rând, Mihai Lupu. Mihai Lupu a fost un foarte drag coleg de-al meu la Teatrul Culandra, ca secretar literar. Am mai făcut o universitate în America de comunicare și ajunsese măcar de noapte la noapte. Și când am fost numit la Guthrie, am spus, Mihai, fie aici. Am fost numit în 1980 și de atunci Mihai Lupu este tot acolo, secretar literar, și a luat cel mai mare premiu care s-a instituit în America, premiul Lessig, pentru activitatea sa de organizare de secretariat literar.